performanțelor. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Întotdeauna întâlnirea cu un mare campion face parte din bucuriile acestei emisiuni. Întâlnirea și discuțiile cu un campion absolut fac emisiunile mult mai frumoase, mult mai atrăgătoare. Probabil că v-ați dat seama că atunci când am spus campion absolut, m-am referit la campionul nostru de automobilism viteză în coastă, Lucien Hora. Domnule Lucien Hora, bun revenit la noi în studio. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru aprecieri, sunt cam sus aprecierile, dar dacă ziceți... Nu eu când... zic, ci rezultatele dumneavoastră o atestă. Da. Pentru că în automobilismul românesc nu mai exista cineva să aibă atâtea titluri la Open și la de campion absolut la Open și campion titluri la clase și grupe. Deci aici cred că dețineți un record care în următorii ani și ani buni nu va fi bătut în automobilismul românesc. Sper să vină vreun, nu, dar tot reșițean să fie care să mă bată. Am ținut ștacheta sus cât am putut, ne-am chinuit toți anii ca Reșița să fie motorul sportului cu motor al campionatului național de viteză în coastă, să ducem cât mai departe și cât mai sus imaginea Reșiței, imaginea automobilismului și a industriei care a fost odată în Reșița. Reșița a fost totdeauna un leagăn al sporturilor cu motor. Erau cursele respective cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, de motociclete, cursele de mașini. Dumneavoastră ați reușit să le duceți pe plan național mult mai sus, mult mai sus decât a făcut maestrul dumneavoastră. Da. Și aici vă las pe dumneavoastră să-i spuneți, pentru că totdeauna și probabil că atunci când vă urcați la volan, vă gândiți la cel care va influența cariera. Cred că nu-i zis să nu-l pomenim, Dumnezeu să-l ierte și să ne amintim mereu de el, pentru că datorită lui suntem unde suntem, datorită lui avem încă sportul la așa nivel, iar în 2005, când ni s-a întins o mână din partea domnului Chebuțiu, care a făcut echipa aceasta minunată, este al 11-lea an când sunt alături de ei. Bineînțeles că și Werner putea, dacă avea posibilitățile și banii și mașinile necesare la vremea aceea, dar ei au fost puțin mai îngrădiți față de alții Piteștiu la vremea aceea sau alții cu banii, nu aveau așa performanță tehnică. Probabil că și el ajungea să facă la cât l-am cunoscut și cât de ambițios și de perseverent în muncă era, dar a trimis mai departe tot ce a învățat el în 50 de ani de motorsport. Am preluat, dacă anul ăsta sunt 21 de ani când merg neîntrerupt la viteză în coastă. Nu am luat... să mai mergeți în continuare încă mulți ani. Doamne ajută, dar e tot mai greu. De aceea am făcut eforturi mari și la prima etapă acum am ajuns, ca să vedem că Reșița este totuși fruntea automobilismului de viteză în coastă din România. Și fac o paranteză mică, la Râșnov, la parcul de service, eram eu numărul 1, Zabi numărul 2. Zabi fiind Ovidiu Zaberca. Zaberca, da, Mircea Pădurean cu numărul 10 era a treia mașină, Claudiu Ciucă și Trifonescu Dragoș de la Brăila, care toți sunt la clubul nostru și am fost... Primele 5 mașini, chiar făceam o glumă acolo cu unul care ne-a făcut o poză acum mulți ani în urmă când era și Werner și spunea școala de la Reșița, iar acum, zic uite, după cred că vreo 16 ani erau de la poza aceea și zic Romeo Tudorache îl cheamă și zic fă încă una că cine știe când mai vezi atâta Reșiță în față și după aceea veneau. V-au trezit amintiri cred că foarte plăcute întâlnirea și mai ales vederea sau revederea acelei imagini, acelei fotografii. Da, 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 da. Chiar vorbeam și cu Mircea. El este unul care a fost atunci cu noi și este și în prezent.
merge tare, câștigă, a câștigat și la Râșnov, are titlurile la 2000 centimetri cub la grupa H. Sunt al lui Mircea acum, vin băieții cu bani mulți, vor să-l bată toată lumea, când ești primul vrea să te învingă, dar și la prima etapă am răzbit, am cucerit locurile 1, Reșița în frunte. Ce să mai zicem, păcat că nu mai este Werner printre noi. Că să se bucure. Să se bucure, probabil că se bucură acolo sus. Da. Ar fi fost foarte plăcut să fie în plenitudinea forțelor, chiar dacă n-ar fi concurat măcar da, un sfat. Da, lăsat de în 2000. Se putea da de către cel care a fost marele Werner Hirschfogel. Poate putem să-i spunem, cred că nu folosesc cuvinte mari, părintele sporturilor exact. Cu motor din Reșița. Cred că și din România putem să-i spunem că a fost unul din cei mai longevi. Da. Și cei mai respectați exact. Oameni de pe traseele de viteză, atât în motociclism cât și în automobilism. Exact. Cum a fost la Râșnov prima etapă? Știu că am vorbit înainte de a merge acolo și mi-a spus că nu știți dacă ajungeți. Da. De-abia joi seara am putut să știu efectiv că pot să mă duc. Vineri trebuia să fiu la Râșnov, am fost. A fost un start greu, un start de plecare spre concurs greu. Da. Din partea mea, băieții au avut mai ușor pentru că alta este situația la ei, alta la mine, fiind vorba de Lola și problemele care le avem acum, dar în sfârșit am rezolvat, am plecat, am ajuns acolo, ne-am pregătit bine, am câștigat, eu am câștigat Mircea, păcat de Ovidiu că n-a putut realiza timpii din antrenamente și a ieșit locul 2 la grupă și 3 la general, păcat că n-a câștigat, zic, dar... Da. Îl felicit și pentru locul care l-a ocupat. Îl va ambiționa pe... Normal, el este un ambițios, un băiat ambițios, un băiat care lucră deja, s-a apucat de mașină de pregătiri pentru următoarea etapă. Și Reșița a fost din nou în frunte, cum am zis. Werner se bucură de noi că am câștigat din nou. Și iubitorii automobilismului. Multă lume și mulți reșițeni, mulți fani pe drum. Cred că dintre toți din țară care am avut cei mai mulți suporteri pe traseu, da, și le mulțumesc și îi așteptăm oricând cu drag și se vede că cultura în domeniul motorsportului la Reșița este mare față de multe alte orașe care din punct de vedere financiar stau mult mai bine ca noi. Era și de așteptat pentru că odată cu apariția monopostului Lola atrage toate privirile și toți sunt încântați să vadă o mașină de acest tip. Da, și mai ales pe dumneavoastră știind cine e la bordul ei. Unui spectator zicea, asta e Lola, asta este o mașină foarte exclusivistă, ce are un sunet nemaipomenit, mai ales prin văile acelea, cum prin păduri, cum suna de tare. Singura mașină care se aude tot traseul, de la start la sosire. Dumneavoastră o auziți după ce aveți casca și... Nu știu, eu... S-au concentrat mai mult pe viraje. Totdeauna ies la drum, întreb pe băieți cum a sunat. Că am avut, de mult am avut probleme ultimile etape și de anul trecut și acum am avut niște probleme la... Doi cilindri nu funcționau bine și sâmbătă n-au mers. În sfârșit, duminică am rezolvat și am mers iarăși la potențialul maxim cu sunetul ăla inconfundabil, cu viteza care o face imediat. Este păcat că nu sunt mai multe. Concurentul meu de la București n-a putut să ajungă. Mai este un băiat care și-a achiziționat o mașină de un Ligier la București, alta, a treia, era frumos să fim toți trei. Da, era dar, frumos. Din păcate, tot singur la monoposturi și... Singur bă, acum, că anul trecut ați mai avut. Da, că acum, da, până cine poate știe. Poate vine în etapele da, viitoare. Da, da,
Erau și înscriși, nu știu. Au zis că probleme cu banii, tot mai greu. Tot mai greu. Tot mai greu, da. Da, ca orice fel de sport, și mai ales sportul auto, da, sportul cu motor, care e foarte costisitor. Dacă într-o parte, dacă la un alt sport îți trebuie doar echipament, o minge sau mai știu eu ce, la sporturile cu motor îți trebuie cauciucuri, îți trebuie carburant, îți trebuie, se mai strică una alta la mașină. Da, și care costă, da, când amintesc când s-a stricat într-o parte la Reșița, nu chiar nu mai știu ce piesă, de a fugit până în Germania vineri, ca să puteți. Vineri s-a stricat, am fugit în Germania vineri noapte, sâmbătă am reparat-o și duminică am bătut recorduri pe Doman, da. A fost o tur de forță extraordinar. Da. Frumoase amintiri. Și atunci, cum să nu vă iubească spectatorii, domnule Hora? Echipamentul, toate deplasările, mecanici, totul. Și, din păcate, Reșița merge tot mai slăbuț. Să știți că e un punct problema și dacă se va reuși să organizați la Reșița 4-5 iunie sau iulie? Iulie. 4-5 iulie, etapele. Avem o speranță. Să sperăm că... Anul trecut... Am rezolvat-o greu, dar am rezolvat-o. Anul acesta este ediția numărul 35. Păcat să nu putem să ținem. Dacă ieșim o dată din calendar, cred că nu o să mai putem intra. Da, exact. Pentru că sunt niște criterii acum de anul acesta, se dau punctaje pe etapă în funcție de multe cerințe ale federației, ale concurenților și fiecare punctează și se face un clasament, iar cele mai slabe două etape o să pice afară și să vină alții doi care să vrea să organizeze etapa, să fie 8 etape în campionat, dar m-aș mira care sunt alții doi, care dacă pică două să vină alții. Care sunt criteriile cele mai drastice? Anul ăsta de bea se întocmește acest clasament al etapelor. Dar n-am văzut acum să știu exact cum este un chestionar de ala, pentru că se întocmește un chestionar primii dintre 5 piloți care să pună, sunt 3 de la clasamentul directori. Open? Nu, 5 piloți trași dintr-o urnă, care fac la fiecare etapă, sunt alții probabil, sau dacă se nimeresc. Da, sau dacă se nimeresc, exact. Primul cel mai bun pică și ultimul și rămân 3 care o să se ia punctajele. Sunt directorii de curse, comisarii sportivi, iar criteriile cred că sunt securitate, aici spectatori. Noi avem și un public civilizat. Știți la ce mi-e teamă? La parcul auto. Păi trebuie să avem sprijinul autorităților locale și județene ca să putem organiza această etapă. Sper. Nu vreau să zic că acum este puțin prea devreme, săptămână, două. Poate am să vă spun în premieră dacă putem realiza proiectul care vreau să-l fac pentru anul acesta, dar dacă vine ok, atunci o să facem o etapă frumoasă. Sigur o să fim primii. Sunt convins. Și la organizare. La toți piloții, da, cu care am stat de vorbă, le place urcarea de pe Doman. Traseul este nemaipomenit. Un traseu de viteză mare, un adevărat traseu de coastă. Descoperit tot de Werner Hirschvogel în anii 80, din anul 1980, când el a propus acest traseu. Doi ani l-a mai lungit puțin, dar n-am mai avut aprobare să-l facem chiar de la stadion. Exact, asta am vrut. Regretul meu e că nu poate să fie traseul cel lung. Da, le-a plăcut și mai mult traseul cel lung, pentru că mașinile stau în incinta stadionului, pleacă fiecare de acolo liber, nu mai stă o țigănie așa pe drum, făcută cu mașini, cu asistențe în pantă, n-au loc să pună, să ridice mașina, că din stadion se pleacă până la poarta
garajului, care era și de acolo 100 de metri și de acolo era startul. Era frumos, era ceva chiar european, că spre asta tindem, nu? Toată lumea vorbește de europeană. Și etapele europene sunt așa și noi am avut posibilitatea 2 ani, am făcut frumos. Sper că anul ăsta să avem din nou traseul cel lung. Ar fi o încântare. Ar fi frumos, da. Extraordinar. Dumneavoastră a spus că domnul Hirschfogel a descoperit acel traseu. Ochiul format nu pune la îndoială valabilitatea acestui traseu. Imediat l-a ochit, l-a văzut. Dar și dumneavoastră ați descoperit un traseu. S-a trasat un traseu. Și nu de viteză în coastă. Bine, am făcut, da. Am făcut, cred că a fost un raliu de asfalt nemaipomenit. În 2007-2008 am avut 2 etape făcute la Reșița. Am făcut cu Carașova, Anina, Marila, Bozovici. Foarte, foarte frumos traseu. Mai că un raliu, ca să-l organizeze, trebuie 10 ani de coastă. Cred că se pot organiza pe banii unui raliu. Și așa că nu mai avem potențial de un raliu. Și drumurile... Și nu un raliu de asemenea învergură, etapă națională. Da. Să zicem că dacă s-ar face un raliu județean, o etapă probabil, județeană, da. Haideți că nu mai vine nimeni la județene, nu mai avem mașini, nu știu ce se întâmplă, tineretul nu prea mai pune osul la bătaie, la lucru. Numai cu cine are bani mulți de acasă sau de undeva să duce și cumpără un Mitsubishi, așa văd că e moda în țară, își dă 40-50 de mii pe un Mitsubishi și vine la concurs. Acum, noi am fost altfel. Știu când m-am dus la Werner în 95, au zis, hai, uite, asta e mașina, hai, cu pila, cu bonfire-ul, am făcut roll bar, l-am sudat acolo. Am lucrat sute de ore la o mașină, dar când era mașina făcută de tine, știai tot ce este în mașina aia, știai cum merge, cum face. Acum, din păcate, nu mai prea văd că vin tineri să ne tragă de mână, să zică, sau de mânecă, să zică, hai, învață-mă și pe mine ceva. Sau, nu știu, orgolii mai mari acum la... Se cred mai, mai specialiști. Nu vreau să abandonez acel raliu pe care dumneavoastră i-a trasat, să spun, traseul. Da. A fost mașina care deschidea raliul. E, plecarea dumneavoastră nu se compara cu plecările celorlalți piloți de raliu. Bun, noi chiar am avut surpriza aici pe unele probe speciale, că aveam și eu cronometru făcut, cronometrajul pe asta, și la proba asta până la Carașova am fost cu o mașină de stradă, un Mitsubishi, da? O mașină bună care avea roll bar și mergeam for lighter, n-aveam dictări, nu știam nimica despre raliuri, știam traseul. Am fost și cu Werner, săracul, și cu Nisto, și am fost în a 6-a mașină la general, când ăștia erau cu mașini pregătite cu de toate, chiar zicea. Și la un incident, să vă povestesc, la o coborâre de la Oravița, am făcut Marila, am coborât Anina, la Carașova era următoarea probă cu coborâre pe Pateșan, cu Werner eram. Și nu prea aveam frene, chiar i-am zis de la Anina la Carașova, zic, Werner, cred că ai grijă să ajungem cu bine. Și la Pateșan, la Vale... Păi am dat și eu puțin cam tare, am exagerat, că era multă lume acolo și când se iau când era să iau virajul de la unde intre drumul la Iabalcea, nu mai am avut frâne. Și ne-am dus cu mașina de lateral puțin și am ieșit de pe drum, am izbit un balon de la Mare de Orinj, de reclamă, era pus acolo pe drum, și s-a oprit mașina, o roată s-o rupt. Era și un spectator care n-avea ce căuta acolo. A pus umărul și el puțin în mașină și a căzut. Vedeți că a avut ce să caute. Și a rămas și Werner, parcă îl văd cum zicea. A venit băiatul să-i desfacă centură. Eu m-am dat jos să văd ce-i cu mașina, zice.
Măi, ce face băiatul ăsta cu mine, zice el. Zic, las că e bine, tot suntem întregi, mașina întreagă, ne-a dus cu ea înapoi și mâine zi eu zic, eu nu mai merg, ia-l pe Nisto. Și am mers cu Nisto următoarele. Da, era și Era în vârstă, da, și mașina scutura și da. Nu era. Dar eu, acum am spus mai devreme, plecările dumneavoastră de pe loc nu se comparau cu cele celorlalți piloți de raliu, da. Ei plecau mult mai încet, dar viteza în coastă... Bun, noi suntem mai obișnuiți cu mimea, da. Dar ei secunde, minute... Ei mai câștigă pe traseu, da, sau pierde altul, câștigă... La raliu nu e așa, la noi se cronometrează cu... Practic, dacă ne-am raportat la atletism, am spune că viteza în coastă este, să Usain zic, Bolt. Proba de... Da, suta de metri. Exact. Haide să zicem 200 de metri, să rămână suta de metri formula. Păi nu, că formula, iarăși, la formula nu e așa, că formula are 50 de ture, 60. Acolo poate unul să o lase mai încet, poate să meargă mai tare celălalt, poate la boxe să se întâmple ceva, e puțin mai anduranță. Da. Singura urcare în automobilism care este cu plecarea asta, în forță, da, maxim, cu plecarea, da? În forță este dragsterul pe 400 de metri și coasta. Ăștia sunt două probe care mimea de secundă contează. Da. Atunci dați-vă seama că într-o coasta la 100 de metri. Că într-o secundă teoretic poate să fie clasate 1000 de mașini într-o secundă. Au fost destule cazuri când era la... Și eu am luat bătaie de la alt regretat, săracul Victor Baldescu, care acum 3 săptămâni ne-a părăsit și el. Cea mai apropiată manșă am avut-o la Abrud odată, 9000. La 9000 mi-a fost locul 1 și 2 generalul. Da, 9000 de secundă. 9000 de secundă. E nu fantastic. Știu cum se împarte asta, dar în fine... Revenim puțin la Râșnov. Cum a fost covorul asfaltic? Râșnovul încă se ține bine. Acum câțiva ani a fost asfaltat nou. Eu am puțină problemă cu configurația drumului, că e puțin mijlocul, are un fel de cocoașă și nu pot să merg chiar pe unele trase exacte, pentru că atinge mașina și roțile rămân în aer dacă... Nu e așa, e foarte joasă mașina. Da. Și cu cât mergi mai tare, apăsarea e mai mare și mașina se lipește tot mai mult de asfalt și în momentul în care fundul plat al mașinii atinge pe asfalt, nu mai ai contact cu roțile și e foarte mare riscul de părăsire. Au făcut probabil... Da, e făcut... Pentru scurgere? Pentru scurgere, da. Pentru ceva, da. Și aia, nu știu eu, tehnica lor de asfaltare, da, asta e treaba lor, dar atunci am aleg eu trasa cu toate. Chiar dacă nu e trasa ideală. Nu e trasa ideală, bun. Exact. Cine se pricepe știe, alții, ca și la fotbal, cum sunt mulți în tribună, comentează. La fotbal în tribună toată lumea se pricepe. Da, păi și la noi sunt mulți care zic că uite, ăsta merge pe acolo, dar nu știe de ce. Nu știe dacă de vin ce, mai alții și întreabă sau alții știu, asta este. Nu putem să mulțumim pe toată lumea. Exact. Concurenții cum au fost? Foarte tari. Foarte, foarte tari. Cred că e ca o niciodată. Creștere foarte mare, față, da, de anul trecut? Foarte mare. Grupa H chiar față de anul trecut. Anul trecut am prins UD la Râșnov, nu putem să ne raportăm, dar la recordul la mașini de turisme la grupa H, cred că a picat cu 3 secunde. 3 secunde enorm. Da. Da. Și comisarii de traseu cum au asigurat? Bine, având în vedere mulțimea de accidente produse, multe mașini s-au dat pe lângă drum, s-au lovit, sau mașinile. Mulțumesc lui Dumnezeu că toată lumea au scăpat întreagă, nicio zgârietură, nimeni, nimic. Da, asta e cel mai bun. Tabla, asta este. Dar nimeni nu a fost accidentat. La câte mașini s-au stricat și spectatorii văd că stau în locuri. Iar vorbeam cu Claudiu David, care e
președintele Comisiei de Coastă, zice, uite, au zburat o mașină la vreo 4 metri într-un copac înalt, zice, dacă cineva se gândea că dacă stă într-un copac sus, da, acolo e protejat. Vând mai mult și n-am exact. Treabă. Extraordinar. Ce traiectorie ia o mașină care scapă de sub control. Nu, nu poți să-ți dai seama. O ia invers decât ar fi legile fizice. Da. Nu se duce de... Nu poți să-ți imaginezi. De aia trebuie să toată lumea să fie foarte, foarte cu băgare de seamă, foarte atentă la cursă. Să asculte îndrumările comisarilor de traseu și aici le facem cu toate că la noi n-am prea avut. Să fie atentă când trece mașina, totdeauna să urmărească mașina, nu? Mulți stau de vorbă, să uite, nu știi cum îi zboară roată sau ceva și nu ești atent. Ați văzut la Nürburgring cum o decolat o mașină acum, nu de mult. Chiar ca un avion s-a dus în tribune. Da, pentru că își pierde la vitezele care le prind sunt vitezele cu care se ridică avionul. Da. Da. Numai că e altă aerodinamică și viteza face să fie apăsare, nu ridicare. Nu ridicare. Exact. Deci, așa că nu e mare lucru ca o mașină să scape. Da. Dacă se întâmplă ceva la sistemul aerodinamic, exact, poate să întâmple o denivelare, o ridică puțin și intră aerul sub ea, tare și o... Știu că toți spectatorii ar dori să vadă viteze și să fie cât mai aproape. Da. Și eu am fost spectator și eu am neglijat de multe ori, cu toate că știu, dar te împinge curiozitatea, să fii cât mai aproape, să vezi cât mai mult, dar nu e bine. Nu e bine. Și să sperăm că nu o să fie niciun fel de probleme nici cu șoferii, cu piloții, nici cu spectatorii, pentru că atunci, într-adevăr, e un adevărat spectacol. Când se întâmplă o catastrofă deja, cursa respectivă, chiar dacă oricine îl câștigă, ăla nu se mai poate bucura, știind că s-a întâmplat o tragedie. Păi și va rămâne marcat și respectivul pilot. Sâmbătă chiar am primit un telefon de la... Odată cu Râșnovu a fost și etapa a doua de campionat european la Rechberg, în Austria. Și un coleg de-al meu de la Craiova, care era acolo să vadă cursa, chiar m-a sunat sâmbătă să-mi transmită o chestie de-asta urâtă. Tot un monopost, exact ca al meu, forma asta, numai că era Reinhard, nu Lola. La 200 și la oră a părăsit pista și s-a izbit de un copac. Și pilotul s-a adus săracul, un ceh, Otakar Kramski, care în 2009 concuram și noi cu el, când am fost la campionatul european. Da. 55 de ani. Cockpitul la viteză mare. Praf s-a făcut, numai. Când treci de și te oprești brusc, poți să fii și într-un tank din ăla, că nu rezistă organele la atâtea geuri. Poți să nu te lovești de ceva, dar nu scapi. De asta e atât de frumos, dar periculos. Și periculos, dar într-adevăr. Produce adrenalină și cine îl iubește sportul cu motor nu poate să renunțe. Din păcate. Pe traseu nu cred că există unul, să nu spun, mai în vârstă ca dumneavoastră. Cred că era Victor Baldescu, cum îi spuneam eu. El a fost mai în vârstă, dar acum nu mai, cred că sunt era mulți la istorice. Tine. La istorice mai sunt. Bun, anule. Da. Acolo merg de-mi plăcere. E frumos și acolo. E foarte frumos să vezi mașinile vechi. Frumoase, de frumoase, epocă. Frumoase, chiar frumoase. Frumoase, da. Au dus Gugu Gref un BMW foarte frumos, CSL-ul ăla, foarte, foarte frumos, din anii 70. Extraordinar, parcă acolo scos din cutie. Era și frumos făcut, și frumoasă mașina. Extraordinar. Mai este o Alfa care a venit nouă, Alfa GTV, iar extraordinar. Toate bibilite, Golf 1, frumos. Multe mașini au. Și Dacia Berlină sau Dacia 1100, dacă aranjată, frumos arată. Este, avem și una. Da. A lui Bercioiu de la București, foarte frumoasă, un verde frumos făcută. Da, arată Dacia, superb. Acum nu mai fost Dacia 1300. Până anul trecut venea și cu Dacia 1300, acum n-am văzut-o.
Și da, numărul piloților au mai scăzut vreo... Da, că am pierdut în jur de 20% de piloți față de anul trecut. Văd că la prima etapă eram cam aproape 98. 90, cam așa se mergeau. Acum 90, 70. 70. Da, 70. La Brașov, Râșnov, Poiana erau mulți. Mulți. Da. Pentru că veneau, fiind în centrul țării, veneau da, din mai veneau multe locuri. La început și toată lumea. Toată lumea vine la Brașov. Următoarea etapă va fi la Alba. Alba Iulia, da. În 24-25 da, mai. Da. Cum e acel traseu? Este un traseu mai nou. De fapt, mai nou. Are și el câțiva ani acum, că zic eu. Cred că are vreo 5 ani și Alba Iulia. Este un traseu rapid, viteză scurt, dar rapid, cu un asfalt foarte, foarte alunecos. Este un traseu așa mai cu drumuri de la țară, unde umblă mult tractoare, cred că ruțe și tot timpul. Și probabil s-a impregnat în asfaltul în asfalt. Alunecos, da. Sper să ajung să merg la el. Sper să ajung să merg, că oricum ar fi el, și alunecos, și ploios, și cu noroi, numai să ajung. De câte ori am fost, am câștigat și la Alba Iulia, am și recordul. Deci deține și recordul da, traseului. Cam toate le am. Numai unde n-am fost. Cred că n-am apucat pe Râul Rece, cu toate că aș fi vrut, era băgat și văcolor scos. Un din țară, un pe Râul Rece, un cele mai vechi care, dar le am mai cu Fordul. Alea când am fost cu Fordul, le-am făcut acolo. Multe. Deci dacă ajungeți și noi vă dorim din tot sufletul... Trebuie să câștig, nu? Trebuie să câștig. Nu merg la locul 2, nu mergem. Așa. Blazonul și standardul da, e prea sus și nu se poate merge la locul 2. Bun, titulată trebuie să te mai și temperezi, să vezi că dacă n-ai cauciucuri noi, n-ai, n-are rost să riști. Sau dacă peste măsură plouă, e un timp plouă, foarte da, nefavorabil. Exact, n-are rost să faci. Și am învățat asta. Mai bine că un campionat nu se câștigă într-o cursă. Exact. Poți să-l pierzi într-o cursă, un campionat, dar nu poți să-l câștigi. Așa era. Se spune și la fotbal. Da. Atacul da, jucătorii da, da, în atac câștigă un meci, dar da, campionatul câștigă apărarea. Exact. Așa e și la așa automobilism. Și la da, nu câștigi o etapă, ci poți să pierzi. Când tot e în trecere, acolo e. Când este o etapă, un master, un ceva, care numai aia contează, atunci da, trebuie să dai totul la aia. Dar când ai 8 etape, 10, 12, câte ori fi... 8 etape sunt. Acum sunt 8. Până acum aveam 16, că da, era duble. Vineri una, duminică alta. Acum, de 2 ani, facem numai sâmbătă antrenamente, duminică concurs. Pentru reducerea costurilor. Da, pentru costuri, da. Așa este. Dar nu, mie personal nu-mi place stilul ăsta de campionat. Pentru că nu mai ai timp de nimic, nu mai cunoști colegii, nu mai... Înainte era vineri o etapă, mai vineri seara făceam... O întâlnire cu colegii. Da, o întâlnire da, câmpenească, mai cunoșteai pe toți, mai vorbeai mai cu unul, mai cu altul. Sâmbătă era liber, duminică concurs. Acum mergi de vineri toată ziua, de dimineață până seara, una într-una fiecare are treabă. Duminică dimineața la 6 iar ești să începi, să încarci, să pleci acasă. Toată lumea asta face. Se întâmplă să... Nici să vă salutați. Nu, pe aia zic. Nici să nu ne cunoaștem. Că nu-i cunosc pe toți. Am avut ocazie să mă întâlnesc cu băieți, să vorbesc cu ei și zice, dar eu sunt ăla, după nume știu. Dar de după față, n-am dar cum. Ei vă știu pe dumneavoastră. Na. E un sport extraordinar de frumos, automobilismul. Frumos. Cât mai preconizați că veți concura? Păi eu aș vrea să-l depășesc pe Werner și aici. Deci să bateți chiar toate recordurile. Da, el, nu știu, e greu. El chiar aici e greu, greu de bătut. El până la 69 de ani a luat ultimul titlu. Țin minte cursa aia de la Poiana, când s-a retras. Poiana Brașov a fost ultima lui cursă din campionatul național. Și în anul 2000,
cu golful și atunci am avut iar o întâmplare cu el frumoasă, că la prima urcare chiar a luat, atunci nu se cumulau timpii, că acum cea mai, din două făceai una care era mai bună, câștigai, bun, da. Dacă era mai bună ca tuturor celorlalți din clasă, grupă. Și la prima era pe locul 2. Zice, oai, nu știu ce să fac, uite, ultima mea etapă. Și i-am zis, Werner, zic, schimbă roțile astea puțin, pune-le mai mari puțin pe față, că cam bați pasul pe loc la valea asta. Zic, acolo era și o coborâre puțin. Și zic, aici trebuie viteză mai mare. Și a pus roțile alea și după etapă, Mircea Pădurean îmi zice, păi dacă tăceai, măcar îl băteam și eu odată în viața mea. Mircea era Mircea Oțel care l-a bătut. Da, el era atunci de... Și îl băteam, uite, și știam că l-am bătut toată pe Werner. Zic, lasă că mai bine așa. Dar normal că e mai bine așa. Da. S-a retras în glorie cu titlul la 2000. Da, frumos. Extraordinar. Și am mai mers, după aia am mai mers, avea un Matiz și mai mergea cu Matizul la campionatul nostru județean. Nu s-o stat să stea acasă. Cu Matizul lui de stradă, măi, uite, cu asta vin ca să nu stau. Apropo, că ați spus de campionatul județean, va fi o etapă la Oravița. Da. Veți participa sau? Nu, sigur nu cred că pot să particip la etapa de la Oravița, pentru că costurile sunt mari la mașină. Benzină, cauciucuri, n-am pentru... Și așa, dacă... Și unde am văzut eu traseul pe acolo, mi se pare totuși... Nu mai știu, n-am mai fost pe Marela. Spre Marela, mi se pare că îi cam rașchetează șoseaua. Da. La viteze... Bun, la o mașină de stradă n-are nimic, dar la vitezele care le dezvoltați dumneavoastră... Bun, Marela e frumoasă. Am prins câteva etape și pe Marela. Am mers și la județene, făceam noi înainte. Dar acum e greu să faci o etapă, pentru că trebuie bani mult. Drumurile care sunt în administrarea drumurilor naționale și cum e și Domanul și Marela și Caransebeș, ca să închizi un drum de ăsta, de anul trecut s-a pus o taxă. Trebuie să plătești atâția euro pe kilometru și atâția euro pe oră închisă de drum. Și aici ne-o cam încurcat și cu Cupareșița, care vrem să facem, că ne trebuie bani și pentru asta. Și pentru de asta, anul trecut, da. Deci, indiferent ce se face, trebuie scos banul bani. Și... Nu, mai. Fiecare găsește câte o chichiță de-a lui. De ca unde să ia niște bani. De ce să nu ne ia și drumuri naționale? Acum, pentru două zile de închis drumul, ia vreo 30 de milioane. Și salvările care vin aici, salvările, astea nu sunt ieftine. Fai, anul trecut am avut noroc cu Consiliul Județean. Domnul președinte ne-a rezolvat salvările. Altfel, și anul trecut eram cam la limită, da, să cam nu la facem. Limită, da, să nu, da, facem cursa. Nu, că este multă cheltuială, multă. Nu mai, știți ce mă doare așa, că nu mai este oameni care să facă din pasiune asta. Toată lumea șmelas. Își cere banii. Da, el e pasionat, dar și arbitrii. Și arbitrii care se alături de noi de atâția ani, trebuie să le dai bani. Nu mai vezi. Anul trecut am făcut chiar niște tricouri, că am avut niște băieți care au zis, bă, hai să te ajutăm să facem, să punem alea, cauciucuri și alea, și scria voluntar cu Pareșița. Nu mai este așa ceva. Toată lumea vrea banul. Banul. Și numai să întinzi atâtea cauciucuri, da, de lungimea traseului, exact, e foarte mult. Știu că înainte era... Mai venea, zicea și domnul Smelaș cum era, când făceam cu el, zicea, hai să luăm o ladă de bere, le dăm la băieți, vin arbitrii, stau acolo, facem la cândva o masă sau dacă avem sau dacă n-avem. Acum trebuie state de plată, trebuie alea, trebuie cheltuială, fiecare arbitru să-i dai indemnizație, fiecare... Când o să-i dați, o să vă pună să scoate și bonus, să vă duce și să cumpăra și aparaturile alea de tipărit. E pe stat de plată tot. Cu CAS, cu impozite. Nu ziceți că cine știe, în vreo 2-3 ani se poate, se da. Se întâmplă așa. Se poate, ceva, da. Ce. Dar ceilalți colegi ai dumneavoastră, mă refer la Mircea Pădurean și la Ovidiu Zaberca, nici ei nu participă la... Ba da, ei merg. Ei merg, da. Ei merg cu eforturi proprii, cu... Chiar da, țin să-i... o mașină din asta de stradă, închiriază o mașină. Felicit pentru asta, că cât efort fac,
mult. Și Claudiu Ciucă s-a apucat de anul ăsta. S-a reapucat. S-a reapucat, da, s-a reapucat. După 6 ani a mers bine la Brașov și el, prima etapă. Ce a investit mult și a luat un, pardon, un Renault Megane. L-a cumpărat de la un băiat de pe la Brașov, Câmpina. Mie nu mi se pare a fi o mașină... Bun, pentru clasa la care merge 2000 și pregătită, bine, e o mașină competitivă, cu cutie secvențială, cu motor, cu 200 și de cai, cu cauciucuri, dar mulți bani, mulți bani au investit deja și el. Ovidiu mult, Mircea bine, mult, Ovidiu, mult, mult. Nu mai vorbim că Ovidiu și aduce piesa de prin Australia. În Australia, acum au lucrat vreo 3 luni și au adus. Greu. Se duce în Australia, greu, lucrează, da, în Australia, da, bagă bani în Mitsubishi când Evo, da, 1,5. Când și... te prinde asta, e greu să dai înapoi. Da. Greu, greu. Și mai ales la el că e din familie vine. Da, 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 el și cu... Și tatăsul e cu noi tot timpul. Neanicu, nu, e nelipsit. Neanicu e un băiat din ala care trebuie să-i fac un tricou cu... Cu voluntar. Cât au lucrat, cât ani, ani buni. Bine, dar el a venit din mașină. Și acum băieții care au venit cu mine, Laurențiu, cu Cristi, cu Neluțu, știu ei, ori niște băieți de treabă care au zis, hai că nu trebuie să ne plătești nimic, că dăm noi de la noi numai, hai să facem, să mergem. Minunați băieți. Da, păi... Faină treabă. Și fără asemenea oameni nu se poate nu, realiza. Sigur. Și dacă aș avea bani fără ei, nu pot. Da. Nu pot. Ca să iau alții care nu pun suflet acolo, nu pot. Da, se pot întâmpla să fie bani și să nu aveți pe cine să luați. Da. S-au și mai văzut... ca să iei de aia mercenarii, aia nu sunt buni. Mie nu m-ar plăcu niciodată să lucru cu ei, care lucră pentru bani. Păi oricum nu fac treabă bună. Nu. Nici nu ascultă, plin de aere, infartuați și... Probabil și de dragul asta de... de motorsport și de asta mergem cu resta înainte și avem și rezultatele care le avem. Și în speranța că se va reveni și cu toate că nu cred eu că o să mai aveți o echipă așa de puternică, da, cum a fost, da, cu CMR-ul. Dar anul trecut am câștigat campionatul cu ACM Sport. Anul ăsta sper să-l câștigăm. Mă gândesc cu siguranță că așa se va întâmpla. Da, avem bătălie acum. Da, se pot întâmpla multe lucruri. Pentru că e un concurs. Da, da, da. Se întâmplă să ai mașina, să mergi de acasă până la serviciu, exact, pentru să se defecteze. Aici ai... Unde se dezvoltă atâția, da, cai și, da, o ardere atât de intensă. Exact. Aș dori să vă mai întreb, domnule Lucien Hora, trecem acum puțin la Formula 1. Da. Cum vi se pare campionatul în acest an? Ținând cont că deși anul trecut și anul ăsta țin cu Hamilton, mi se pare bun. Dar puțin cam plictisitor, cred că. Cred că puțin cam plictisitor, pentru că văd că totuși am sperat că Vettel vine cu Ferrari și le face probleme după etapa de la Malaezia, dar parcă puțin cu o jumătate de secundă pe tură în urma lui Mercedes și asta e greu să Vettel facă. Vettel totuși nu e Michael Schumacher, indiferent că s-au făcut nu e apropiere. Și mașinile, știți, foarte mult, foarte mult în Formula 1 mașina te împinge acolo. Mie mi se par și mai urâte mașinile decât cele, da, din urmă de câțiva ani. Da, au altfel. Nu îi mai lasă cu atâta aerodinamică, nu îi mai lasă cu... Astea ei se chinuie, mașina de motorul de 1.6 cu turbo, nu mai au atâta putere, merg pe aerodinamică, să meargă mai tare în viraje, dar nu-i bătălia aia să fie acolo pe pistă depășirile. A fost o cursă frumoasă din cele trei, dar ultima a fost iarăși în ton care... Cum au mai fost și altele, da, plictisitoare, da, și te gândești numai, aoleu, să se termine mai repede. Moto-i tare. Cu toate că n-avem moto, nu ai, da, motociclismul e tot motorsport, dar
bătălie extraordinară. Da, și la clasa și motor 3 și 2 și 3. Campionatul german de DTM mi se pare destul de antrenant în momentul de față. Aș vrea să fac și un anunț către spectatori. Am vorbit cu un alt campion, cu Ionel Pascotă, și după jumătatea lunii mai va fi și el invitat. Până atunci este prins, că acum el are și etapele lui și are și etapele fiului. Cred că mâine au. Mâine au etapa de prima etapă în România de al campionatului. El e prins și cu motocross. Da, el merge mai mult. Are multă activitate acum, da. Și am vrut să fac, mi-a promis Ionel că o să vină la... Păi și el are mult, și el de la Resta. Aici au luat o tare cu UCM Sportul. Da, de aici a început. Da. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am avut deosebită plăcere să avem un campion absolut foarte volubil, care și în această emisiune a demonstrat că are o clasă de mai mare decât harul mașinile normale pe traseu, că așa cum merge cu golul ăla. Deci o clasă de campion absolut. A fost alături de noi și de dumneavoastră Lucien Hora, cel care a bătut toate recordurile în domeniul automobilismului viteză în coastă. Îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația noastră, îi doresc succes și în acest an și în anii următori, să concureze cât mai mult și nu uitați, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, rămâneți pe site-ul Radio România Reșița și pe VSTV Reșița. Mulțumesc încă o dată, domnule Lucian. Mulțumesc și eu, Doamne ajută! Cronometrul performanțelor.